Găsit. Bun găsit, dragii mei! Horoscopul pentru weekend, 13-14 martie. Avem lună nouă în acest weekend. Aveți atenție cum dormiți, aveți atenție la gândurile voastre, beți mai multă apă, încercați să vă odihniți, să vă relaxați, să vă faceți un scurt ritual, să vă aduceți mai multă încredere în sufletele voastre și să vă dați voie la vindecare. Oricum vom avea noi și vom avea și horoscop. Nu e chiar horoscop, dar vom avea și clip dedicat lunii noi în Pești, în care o să vă dau un scurt ritual, o să vorbim acolo despre cum văd eu acest eveniment astral lună nouă. Am extras două carduri. Primul card spune așa: unul dintre beneficiile faptului că mă iubesc este acela că încep să mă simt bine. Iubirea mea e nelimitată. Pentru sâmbătă, mai ales că este lună nouă în Pești. Peștele înseamnă vindecare, iubire, spiritualitate. Călătoria noastră așa prin univers este cumva ghidată de acest Pești. Ce să zic, un moment magic, un moment în care este important să fim conștienți de gândurile pe care le avem și ce dorințe avem, pentru că putem să transformăm fantezia și visul în realitate. Bine, ține doar de noi și de câte credințe avem. Să ne dăm seama că suntem creatori. Mesajul pentru duminică: stăruie asupra gândurilor pozitive. Dacă în viața mea apare binele, iar eu îl neg, spunând nu cred, pur și simplu îmi alung binele. Deci cred că dacă nu a căzut acest mesaj, până o să ne intre tuturor în minte, că asta e ideea. Mesajele pozitive se repetă de 108 ori, timp de minim 21 de zile. Și cred că de asta cade mesajul ăsta, pentru că noi trebuie să nu mai spunem nu cred, nu cred. Vine cineva la tine, îți aduce o bomboană, vai, nu cred, dar tu pofteai la bomboane, adică ai transmis universului că vrei o ciocolată și vine vecina ta să beți o cafea, vine și ea cu o ciocolată să nu vină cu mâna goală și tu, vai, nu cred, dar nu trebuia, dar tu în ziua aia ai poftit la nu știu ce ciocolată, nu mai dau nume ca nu, să nu mai facem reclame, da, ca idee, sau nu știu, ai vrut tu nu știu ce lucru și vine partenerul tău cu lucrul ăla, fai, nu cred, dar nu trebuia, păi dar nu trebuia, dar l-ai vrut, adică universul recepționează comanda ta și ți-o trimite. Când ți se întâmplă ceva, zici mulțumesc, mulțumesc cu recunoștință, Doamne, îți mulțumesc, sau dragă universule, mulțumesc cu recunoștință, adică nu mai vai, nu cred, nu cred, ba, crezi că de-aia ți se întâmplă, ești un creator. Stăruie asupra gândurilor pozitive. Deci concentrați-vă pe gândurile pozitive. Cred că dacă, nu știu, are cineva timp sau numere de câte ori a căzut cardul ăsta în ultima lună, cred că sigur l-am extras de 5 ori. În ultimele, cel puțin de la începutul anului, știu clar că l-am extras de foarte multe ori. În fine, mulțumesc că sunteți aici, mulțumesc cu recunoștință, vă îmbrățișez tare tare, o să urmeze și clipul legat de luna nouă, duminică ne vedem la Flash Monden la Prima TV de la 19:30, ne vedem la cabinet în fiecare săptămână de luni până vineri și ce să mai, multe lucruri lunii. Ne vedem și la canal de la știrile de la ora 12, dar asta vă anunțam în horoscopul săptămânal. Ok. Hai să vedem ce facem noi rând pe rând 13-14 martie. Ce să mai că mâine, păi mâine este în mai. 13-14 martie. Ce așteptări avem noi, ce se poate întâmpla în viața noastră? Păi începem cu acest berbecuț care are un weekend aglomerat și pe bună dreptate, pentru că și-a propus să facă foarte multe lucruri. Deci multă agitație, o intuiție extraordinară. Vă veți lovi de anumite experiențe extrasenzoriale deosebite, flash-uri, vise, premoniții, prea dormiți voi prea bine, dar o să faceți foarte multe lucruri. În iubire vă dați un restart, în toată viața voastră vă dați un restart. Aș spune că este momentul în care veți înțelege o mulțime de lucruri, veți avea o mulțime de conștientizări pe toate planurile, și financiar, și în iubire. Faceți foarte multe lucruri, agitați aglomerație, dar experimentați ceva deosebit. Deci un weekend în care creșteți cu o treaptă pe tot ce înseamnă parcursul vostru spiritual. Taur, întâlniri cu prietenii voștri, vă puteți crește puterea cunoscând anumite persoane și învățând anumite lucruri de la acestea. Putere, intuiție, oameni potriviți în jurul vostru. Unii se pot îndrăgosti, puteți să începeți povești de iubire sau să cereți pe cineva în căsătorie sau să faceți un pas legat de zona asta a iubirii.
ne căsătorim, ne logodim, faceți voi acolo ceva și prietenii sunt complici. Deci prietenii voștri sunt complici în weekendul ăsta la tot felul de evenimente. Gemeni, iată că a venit momentul să începeți un proiect financiar, a venit momentul să spălați ghinionul și să mergeți înainte cu norocul, să vedeți partea pozitivă. Este un weekend în care vă setați niște lucruri noi pe parte financiară, pe parte profesională. Aveți niște idei foarte bune, aveți susținere, aveți energie, iată că e momentul să acționați. Deci le aveți pe toate și cam tot necesarul planului vostru este în mâna voastră, e timpul doar să acționați. Aș spune și ceva nevoie de relaxare în natură, foarte bine ieșiți în natură, pentru că natura ne ajută, ne vindecă. Rac. Nativii Rac vor scoate foarte multe la suprafață, studiați, învățați, vă pregătiți pentru examene, vă pregătiți pentru interviuri, vă pregătiți să vă dezvoltați din toate punctele de vedere. Este important să vă ascultați emoțiile și să vă dați voie să vă vindecați, aveți nevoie să vă vindecați. Adevăr, adevăr, ăsta este cumva titlul weekendului vostru, adevărul triumfă, liniște sufletească, iertare, compasiune, din toate punctele de vedere. Unele persoane vor primi, să le spunem așa, cadouri din partea rudelor. Leu. Nativii Leu sunt supuși unor schimbări foarte importante. Aveți nevoie să faceți cumva mai mult pentru voi. Este o reinventare a sufletului, ar spune o renaștere. Moarte, transformare, renaștere la nivel interior. Creștere, susținere divină. Veți simți așa o mână divină, o mână invizibilă, cumva apără și vă salvează. Vă puteți îmbunătăți viața de cuplu, iar partenerii vin cu mai mulți bani. Deci weekendul ăsta partenerii voștri fac bani sau, cine știe, fac vreo afacere care să vă aducă foarte mulți bani, că dacă crezi banii familiei, crezi banii tuturor. Banii tăi sunt banii noștri sunt banii tăi și tot așa. De-astea. Oricum cresc finanțele prin parteneri, prin moșteniri, ce să mai e de bine, renaștere, transformare, un weekend fabulos. Fecioară. Fecioarele vor începe un lucru nou pe tot ce înseamnă iubire, vă îndrăgostiți, vă îmbunătățiți viața de cuplu și alte relații cu oamenii din jurul vostru. Este timpul să plantați semințe noi. Luna nouă se întâmplă fix în semnul vostru opus și asta aduce o mare putere. Sunteți răscoliți așa să iertați niște persoane, să faceți pace cu trecutul, să faceți mai mult din anumite puncte de vedere. Este momentul să vă îndreptați așa către viitor. O transformare, vă puteți îndeplini o mulțime de lucruri. Și munciți, faceți și curățenie, faceți și cumpărături, dar vă ocupați și de relațiile voastre, investind acolo mult. Balanță. Balanța are nevoie să-și scoată la suprafață anumite talente prin care să facă bani. Weekendul ăsta descoperiți că puteți faceți bani din mai multe surse, că puteți faceți bani dintr-o zonă creativă. Vă înțelegeți mai bine cu șefii, cu superiorii, cu colegii voștri, puteți să găsiți ceva remedii pentru sănătate în weekendul ăsta sau să vă simțiți mai bine sau să vă dați un restart organismului vostru printr-un detox sau cine știe ce, diverse tratamente naturiste, homeopate, etc. Multe balanțe pot pleca într-o scurtă deplasare, într-o scurtă ieșire. Este un weekend destul de spiritual în care vă faceți planuri pe termen lung. Scorpion. Timp petrecut cu copii, timp petrecut cu copilul vostru interior, creștere, dezvoltare, renaștere. Este momentul să vă îndrăgostiți, să vă exprimați mai deschis sentimentele, să vă exprimați mai ușor ceea ce aveți voi pe suflet. De asemenea, weekendul ăsta investiți destul de mult în zona casei sau poate pentru familie. Există, desigur, oportunități legate de creștere financiară, dar acum să aveți voi curajul să riscați, nici să riscați prea mult, nici prea puțin. Atenție, de la caz la caz. Oricum, vă relansați așa în univers o intenție care fusese pe pauză din cauza fricii. Deci eliberăm fricile. Săgetător. Nativii săgetător vor avea momente frumoase cu familia, acolo ies la suprafață niște lucruri, la început e rău, după aia e bine, e ca orice problemă. Începe prost, să termină bine, lasă că orice lucru are o parte bună. Învățați foarte multe, vă conectați cu sufletul vostru, aveți nevoie de voi, aveți nevoie de timp cu voi. Aveți nevoie cumva să vă înțelegeți și să vă acceptați cu adevărat. Unii pot începe ceva cursuri de spiritualitate, terapii,
puteți să citiți foarte mult pe zona asta spirituală. Este important să vă faceți timp către această zonă pentru că de acolo vor veni foarte multe informații. Renaștere a sufletului vostru, înțelegerea unor lucruri legate de neam, de trecut, de amintiri, investiții legate de casă, poate că o fugă în natură și pentru voi va face minuni. Partenerii vă vor susține. Capricorn. Nativii Capricorn au nevoie să studieze, să învețe, să crească, să se dezvolte, să se întâlnească cu frații, cu prietenii, cu amicii. Aveți așa în sufletul vostru, parcă nu mai aveți stare, vreți să vă conectați cu cei din jur, aveți nevoie de prietenie. Asta, desigur, într-un ritm în care este posibil și care să fie cât de cât safe, sau mă rog, vedeți voi cum faceți. Împăcări legate de rude, de unchi, frați, mătuși, poate chiar și cu vecinii voștri dați la pace. Văd că vă puteți îmbunătăți și administra altfel mintea, vă îmbunătățiți, vă remodelați felul în care vă folosiți mintea și aș spune că vor veni ceva surprize pe zona iubirii, iubirii de sine, creșterii, dezvoltării spirituale și nu numai financiar, veți sta bine pentru că aveți așa niște idei care vă vor aduce bani. Vărsător. Nativii vărsători nu prea știu ce vor, fug un pic de realitate. Ei cred că sunt foarte bine cum sunt. Într-adevăr, sunteți foarte bine, dar se poate și mai bine. Fiți sincer față de voi și spuneți da acelor oportunități care ar putea să vă aducă niște câștiguri extraordinare. Sinceritatea asta, de fapt, nu e că nu sunteți sincer, doar că nu vreți să recunoașteți niște lucruri și vă învârtiți în jurul cozii. Nu vă mai învârtiți, spuneți adevărul, spuneți-vă vouă, nu trebuie să-l spuneți de fapt altora, este doar despre voi. Puteți să creșteți financiar, puteți să începeți un proiect nou, chiar este timpul să vă faceți un proiect nou legat de bani, pentru că în weekendul ăsta luna nouă va fi pe casa banilor pentru voi, să visați în privința stării financiare, adică a găsirii independenței financiare sau a unui statut anume, sau mă rog să vă descoperiți voi nu știu ce calități să câștigați la loto sau să aveți nu știu ce talent în urma căruia, mă rog, având o activitate cu acel talent să câștigați foarte mult. Începeți proiecte, discuții, negocieri și atrageți tot felul de talente prin care să câștigați bani. Pești. Viața voastră se poate transforma din toate punctele de vedere după acest weekend. Luați decizii, sunteți împinși de la spate, faceți schimbări de loc, în viață, în familie, se întâmplă lucruri, sunt răsunări de situație. Teoretic ele ar trebui să fie bune, acum na, uneori și dintr-o parte rea poate să iasă ceva foarte bun. Nu e nicio problemă, tot timpul este rost de mai bine. Este important să fiți atenți la intuiția voastră, la sentimentele voastre, să oferiți iubire, să vă dați voie să primiți iubire, să vă iertați, să iertați, să aveți compasiune, să vă abandonați în credință și în iubire. Este foarte important să vă abandonați în credință și iubire și este foarte important să vă dați timp. Weekendul ăsta este un moment al vostru, luna nouă în Pești este momentul vostru, moment de vindecare și de transformare. Transformăm ce visăm în realitate, facem o pace cu sufletul nostru și cu cei din jur. Multe informații vor veni către voi și conștientizări, folosiți-le cât mai bine. Dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, ne vedem duminică la 19:30 la Flash Bonden. Ce să vă zic, vă mulțumesc că sunteți aici alături. Vă îmbrățișez!